o acțiune care se va desfășura pe parcursul a mai multor zile. Fiecare stradă, fiecare cartier, fiecare trotuar în municipiul Târgoviște urmează să fie igienizat, urmează să fie spălat, urmează să fie dezinfectat. Repet, în cazul cele mai mari acțiuni de igienizare pe care municipiul Târgoviște a cunoscut-o. Toți târgoviștenii trebuie să fie liniștiți. Vom ajunge în fiecare zonă în parte. Sigur că nu putem din prima zi să acoperim tot, dar vom ajunge în fiecare zonă în parte. Avem substanțe, avem tot ceea ce ne trebuie. Avem nevoie însă numai de puțin timp și avem nevoie, ca și până acum, de colaborarea dumneavoastră. Vreau să vă transmit din nou îndemnul de a rămâne în casă. Este lucru cel mai important, de a evita contactul, de a păstra distanța socială, pentru că numai așa putem să diminuăm efectele coronavirusului și să scăpăm cât mai repede de această amenințare. În vederea limitării răspândirii noului coronavirus, Primăria Municipiului Târgoviște a demarat miercuri 8 aprilie 2020 o amplă acțiune de igienizare și dezinfectare a străzilor și trotuarelor din oraș. Aproximativ 150 de salariați de la Direcția de Salubritate și SC Ecosal SA Târgoviște au curățat arterele principale, dar și străzile și trotuarele din cartiere cu un detergent eco cu rol de degresare, dezinfectare și parfumare aprobat de autoritățile sanitare în domeniu. De asemenea, zonele dezinfectate sunt clătite cu apă imediat după efectuarea operațiunii. Acțiunea a demarat în microraioanele 11 și 12 și va continua și în restul orașului. Vă amintim că administrația locală a finalizat în urmă cu câteva zile o altă operațiune amplă de combatere a COVID-19. Este vorba de dezinfecția celor aproximativ 1500 de scări de bloc prin pulberizare. De asemenea, în fiecare scară a fost montat câte un dispozitiv cu gel dezinfectant pentru igienizare. Populației. Dezinfectarea a fost efectuată prin Direcția de Salubritate a Municipiului Târgoviște, operator autorizat pentru acest gen de activități. Ca măsură complementară, luând în considerare prevederile ordonanțelor militare, Primăria Municipiului Târgoviște, prin Direcția de Asistență Socială, vine în sprijinul persoanelor vârstnice de peste 65 de ani, fără susținător sau altă formă de ajutor în vederea minimalizării expunerilor în afara locuinței. Dacă vă aflați în situația menționată sau cunoașteți o persoană care se încadrează în categoria prezentată, sunteți rugați să vă adresați Direcției de Asistență Socială Târgoviște. Solicitările vor fi efectuate telefonic la numerele 0372764198 sau 0742087920. Alte acțiuni pentru limitarea răspândirii COVID-19 pe care le execută Primăria Municipiului Târgoviște în această perioadă sunt dezinfectarea generală a mijloacelor de transport în comun, de cel puțin 2 ori pe săptămână. De asemenea, la finalizarea traseului se va desfășura un program suplimentar de dezinfecție a barelor de susținere, a ușilor, scaunelor și altor elemente de sprijin din autobuze și microbuze. Dezinfectarea unităților de învățământ, acțiune în derulare cu precizarea că la redeschiderea cursurilor, medicul școlar va realiza un triaj epidemiologic. Dezinfectarea generală a spațiilor primăriei cu accent pe cele deschise publicului, la care se adaugă măsuri de dezinfectare curentă cu caracter permanent. Contactarea persoanelor izolate la domiciliu în vederea acordării măsurilor de sprijin, astfel încât să se evite orice situație în care persoanele respective să iasă din izolare. La toate acestea se adaugă măsura diminuării programului de transport în comun cu aproximativ 40%. Astfel, vehiculele aparținând Servicii Publice Municipale Târgoviște vor funcționa după următorul program. Între orele 5 și 8, curse normale, între orele 13 și 16, curse normale în exterior, iar între orele 21 și 23, curse normale. Programul detaliat de transport poate fi consultat și în stațiile de traseu, precum și în cadrul aplicației Târgoviște City App. De precizat că toate spațiile administrației publice locale târgoviștene destinate lucrului cu publicul sunt dotate cu dozatoare cu substanțe dezinfectante pe bază de senzor.